Bună ziua, domn primar. Stați o secundă. Cred că am o criză de splină. Splină sau ficat? Ce e în dreapta, splină sau ficatul? Ia taci, bă, din gurea. Ia gata cu glumele. Pe unde umbli, mă, în timpul serviciului? Că te sun și nu răspunzi. Ia zi, mă, ce caz ai rezolvat? Ui, am fost să... Am rezolvat aia... Vedeți că n-are rost să înșir minciuni, domn primar, că citiți prin mine ca prin sticlă. Am fost la Gianina, că a făcut guguș. Dar știți ce bune le-a făcut? Că le-a tras și prin zahăr vanilat. Dar la trecută, când le-a făcut, le-a tras prin făină. Robia, taci din gură, mă. Bă, din cauza ta și altor tâmpiți ca tine, am ajuns-o, mă, la doctor. Auleu. Da, Robi, că am fost la doctor, mă. Nu inventez nimic. Știi, mă, ce mi-a spus doamna doctor? Că sunt cam încordat, că sunt un pachet de nervi, că emoțional sunt praf și că n-a fost în viața mea un om mai stresat ca mine. Și eu am spus, pe doamna doctor, vă invit la mine la primul o săptămână. Să vedeți pe acolo cum se prindă toți bețivii, toți proștii pământului, care mai de care, cu impresii, cu dorințe. Că n-are cum să nu spreznească ele, mă înțelegeți? Păi, domn primar, asta v-a supărat că nu v-am zis că mă duc la gogoș? Păi v-am adus și dumneavoastră. Tragi-mă din gură că n-am terminat. Eh, și cum stăteam acolo așa în cabinet, îți dai seama, Cătrin și voi de capul meu? Ce îmi zice mie doamna doctor? Ce zice doamna doctor? Tragi-mă că te pleznesc. Zice, domn primar, eu vă dau un tratament, dar cel mai bun tratament e râsul, zic doamna doctor. Deci cu riscul de a mă repeta din nou, după ce vedeți pe ea, râsul a fugit, a plecat, s-a spânzurat, s-a sinucis, s-a urcat de la etaj, la revedere. Nu, 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 domn primar, dumneavoastră trebuie să râdeți de lucrurile mici din viață. Și Robi, te rog să mă crezi că am făcut tot ce e posibil, mă. Am văzut o grămadă de filme, filme color, al negru, am văzut toate reveloanele alea vechi de pe vremea aia când școa actorii amari, greia, știi? Bă, n-am putut să râd. Bă, Robi, tu înțelegi, mă? Ce împietrite erau inima și creierul meu, mă, de la cât am acumulat în mine, de la câți dragi s-au adunat în mine, bă, băiatule. Bă, dacă la Toma Caragiu, mă, care vindea icoane de aer pe sticlă, n-am putut să râd, tu îți dai seama în ce hal am ajuns? Mă, Caragiu, Tom, nu cunosc, n-am văzut desenul. Dar ajung că te pleznesc. Bă, de aer am avut o revelație, mă. Fii atent. După ce l-am văzut pe Brânzoi, că coboară din căruță și și agață în cui cămașa, înțelegi? Dezacrăpat cămașa așa de sus până jos, exact pe cuzătură. A purit ca un pepene de la copt. Bă, odată am simțit așa în creier niște furnicături. Și, Robi, am început să râd. Bă, râdeam să nu mai puteam să mă opresc. Uite, așa cu toți dinții. Râdeam de parcă vine sfârșitul meu, bă, băiatule, iar eu n-am bucat să-mi să râd niciodată. Să vezi ce față făcuse Brânzoi. Și de-aia, înțelegi, vreau și eu acum să văd dacă asta e soluția, bă, băiatule, știi? Ia stai un pic jos. Haideți, domn primar. Aola, ce față ai făcut! Asta e, doamna doctor, tot respectul! Mă, Robi, dacă vedeai ce față avea... Stai acum să vedem și cu Daida, că și pentru ea am o surpriză. Fii atent, Daida. Daida, ia vină cu acea, mă. Bă, ce se întâmplă, mă, cu pensiile astea, mă? Cât îți ia, mă, să le numeri, că de două ori aștept. Zi, e totul în regulă? Că trebuie să chem și eu oamenii, mă, să vină să-și le ia? Ce taci, mă, așa, zi odată, care-i treaba? Deci trebuie să mă calmez, domn primar. Nu am suflu, nu pot să respir. Lasă-mă, nu te calma, zi, care-i treaba? Deci, domn primar, am mai trecut încă o dată prin toate. Am numărat că așa se face, să vezi dacă totul este în regulă. Că au mai fost cazuri că le-am dat banii oamenilor și s-au întors că le lipsește 40 de lei. Păi, de ce nu e numărat când ți-am dat? Că am avut încredere. Păi eu știu că a fost totul corect, au fost banii corecți când ți-am dat. Poate ai cheltuit tu și ai uitat. Deci cazuri în asta, domn primar. Deci nu pot să respir. Hai, mă, lasă, zi, continuă acolo. Deci lipsesc câte 2-3 milioane din fiecare pensie. Domn primar, ce mă fac? Unde sunt banii? Că eu nu vreau să fac pușcărie, Doamne ferește. Ia taci, mă. Cum adică s-a furat din banii de pensii? Adică noi aici în primărie avem un hoț? Unul care trăiește printre noi? Robi? Da, domn primar. Zi, mă, știi care e hoțul? Sau cumva ai și tu băgat în schema asta? Ai luat tu banii, nu stai și părtaș. Zi, bă, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Eu v-am adus gogoși și n-am eu treabă cu... Deci, domn primar, pe cuvântul meu de onoare, nu am luat niciun ban în viața mea, nu aș face așa ceva.
Ce față! Ce față ai! Dalina! Eu am luat în banii de pensiune. I-am băgat la mine în sertar aici, înțelegi? Că leprele alea nu și-au mai plătit îndatorii de mult, mă, tot amună din lună în lună. Știi că vezi, Doamne, că copiii, că pe dracu să ia. Și a zis, gata, luna asta le tai macaroana, le iau din pensii ca să-și mai plătească îndatorii. Băi, dar e de te mulțumesc că m-ai scăpat de stres. Deci dacă vedeai ce față aveai când ai intrat în birou, ziceai că ești o găină de-aia fără cap. Și bizonul ăsta, ce speriat era cu zahărul ăla pe față. Doamne, Doamne, ce bine vă simt, Doamne! Băi, zici că am băut elixirul vieții, mă, apă vie, sau cum vreți voi să-i ziceți? Ia gata, mă! Hai! Ieșiți afară că m-ați enervat! Hai, că am și alte treburi! Ați furat-o? De ce față? Ieși, mă, afară, n-auzi! Hai, că-mi treabă! Ia, stai, mă, așa! Lasă-mă, gogoșile aici! Da, gogoși. Ieși, mă, afară, n-auzi? Nota 10, doamna doctor! Brânzoi, stai un pic să vorbim. Nimic? Brânzoi, ascultă-mă. Mă, stai mă puțin să vorbim și noi doi. Brânzoi, nu mă enerva că încurc poarta și dorm pe preș. Mă, de ce vrei tu să te zgârcești la o eșarfă? Din principii, de-aia nu-ți iau. Mă, care principii, mă, despre ce vorbești tu aici? Tu nu ești sănătos la cap? Deci tu pe păsările astea ai 2-3 milioane ca popa. Eșarfa mea face decât 1,5 milioane. Așa, mă, și să dau o jumătate din câștigul meu muncit de mine pe eșarfa ta? Oricum ai 15, bă, și nu le părți. De-aia nu-ți iau nimic. Băi, Brânzoi, tu nu mă enerva pe mine, că eu nu-mi răcesc gura aici de pomană. De să-mi iei eșarfă de la târcă, dacă nu-mi iei, pun niște pietre într-o șoseată și te bar noaptea în somn, bă, băiat, înțelegi? Doar să-mi iei eșarfă! O, Brânzoi, om harnic, cum faci tu, mă, de ești așa de hali și mereu cu zâmbetul pe buză? Spune și mie, Brânzoi, care e secretul? Ce zâmbet pe buză, mă, Vasile, mă, că stai mă râm urmă? Eu te-am o piartă de moară care mă ține pe loc tot timpul. Da, unde te duci, mă? Mă duc la târca, întreabă, eu te-am păsat de aici. Bă, ce mă bucur că ai treabă. Brânzoi, acum câteva zile am fost la doctor, bă, și o să au ceva care nu o să-ți placă. Bă, nu-mi place că mă ții pe loc. Mă consultă doamna doctor, își dă ochii peste ca cum face ea de obicei când ceva nu e în regulă și zice, aoleu, domn primar, nu e bine deloc. Ce nu e bine, Vasile? Exact asta am întrebat și eu. Se uite la mine și spune, domn primar, suferiți de boala secolului, sunteți trist și deprimat. Aproape că văd în sufletul dumneavoastră cum plângeți. Bă, Vasile, bă, nu înțeleg nimic. Ce vrei de la mine? Vrei bani să dai la doctor? Ce vrei? Nu, Brânzoi, nu banii sunt problema. Că am, nu asta, da? Am crezut și eu că o să găsesc un sprijin, mă, un număr pe care să pot să văd și o lacrimă. Da, asta e viața, n-am noroc ce să... Ce umăr, Vasile, că nu mai simt nimic, bă, că mi-a tocat asta toți nervii. Hai, dă-te că trebuie să plec. Bine, Brânzoi, drum bun și iartă-mă dacă te-am deranjat. În orice caz, vreau să spun că doamna doctor mi-a spus așa, Vasile, bucură-te, mă, de lucrurile mici. Da, încă o dată, iartă-mă dacă te-am deranjat și sănătate și numai bine. Hai, nu, hai, Marcel, hai. Marcel!
dar nu mai am timp de nimic. Nu mai am timp să fac absolut nimic. Etena, dar ce ai de făcut așa de multe, de n-ai tu timp? Bă, jur, n-am timp deloc. Trece timpul foarte repede. Dar ce, voi n-ați observat chestia asta, că trece timpul imediat? Păi dimineața cocoșul săracul nici n-apucă să termine de cântat, că bam, imediat. S-a făcut întuneric, s-a făcut beznă. Ai noroc și noapte bună. Asta cam așa e, are dreptate. Păi normal, nu vă mint. Păi eu mă uit la mine. Mă trezesc dimineața la 6, ies în curte, dau de mâncare la orătănii, după aia intru în casă, mă spăl, plec la Slobozia, când mă întorc mă și la Dumitru, că să iau și niște lemne, că după aia să mai faci ceva. Ce să mai faci, că nu mai faci nimic, că e beznă totală, trebuie să te culci. Ce treabă ai tu la Slobozia, mă? Mă duc... Să mă pandele despre Slobozia vorbeam aici. Eu vorbeam despre timp, despre zi, că e prea scurtă, trece prea repede. 24 de ore e prea puține. Prea puține. Păi să facă de 36, mă, să mărească de o dracu, sau de 40 de ore, de câte vor ei. Ce să facă, mă? Să facă ziua de 40 de ore, mă, nu asta ai zis? Că nu ți ajunge 24? Să facă de 40 și gata. Cum adică să mărească, mă? Cum să facă de 40? Bă, da prost ești, mă. Bă, ziua are 24 de ore, da? Așa. Ei, iei frumos ziua și în loc să o împarți în 24 de ore cât are ea acum, o împarți în 40 de ore și ai terminat cu bâlciu. Am înțeles, mă, ce zice ăsta, adică să iei toată ziua în loc de 24, o împarți în 40, așa, oră, 40 de ore. Da, mă, bravo, te-ai prins, ca să ai mai multe ore, mă, da, înțelegi? Da, mă, da, am înțeles, m-am prins că ești foarte prost. Pandele, ai nevoie de ajutor. De ce, mă? Bă, băiatule, cum s-o împarți, bă, ziua în 40 de ore? Te-ai tâmpit la cap? Cum s-o împarți în 40 de ore? Bă, ajută-mă cu prostul ăsta, mă, că nu mă percepe. Ce e, mă, cu tine? Bă, fii atent. Deci, 40 e mai mare decât 24, da? Așa. Iei ziua, o împarți în 40 de ore și ai mai mult timp. Că ai 40 de ore, nu 24. Bă, tâmpit! Bă, ce dracu, mă? Bă, ești tâmpit că mă enervezi acum și dacă o împarți în 40 o faci mai lungă? Da, mă! Bă, nu ești sănătos la cap, poți să o împarți și în 100, că ziua rămâne la fel, bă, bandele, despre ce vă... Aaaa, bă, ce asta? Bă, bă, ține! Ești cretin, du-te, dracu, bă, tu ești sănătos la cap, că... Bă, cred că am făcut infarct. Vezi serialul pe Voio.